Da, adevărat, mai ales după, să spun, tragerea la sorți, am văzut că putem fi ușor favorizați în modul că și Lupeniu și Șimleu, după evoluția noastră de anul trecut, eram favoriți și ați văzut că n-a fost așa, pentru că nu am pierdut un pic acel spirit de luptă care m-a spus eu, care l-aveam anul trecut, am pierdut o atitudine, la, nu la toți jucătorii, la unii dintre jucători care anul trecut se dăruiau mai mult și tădeau mai mult, anul acesta nu. Și poate e bine că a fost acest, a venit acest duș rece cu Șimleu, să ne-a trezit puțin la realitate și încă o dată trebuie să ne dăm seama că un meci nu e câștigat numai din vorbe și acolo pe teren trebuie să-l câștigăm. Iar noi n-am făcut lucrul acesta în ultimul meci cu Șimleu și ne-a creat o anumită stare, nu neapărat probleme, pentru că în fotbal se poate pierde un meci, chiar dacă nu am jucat așa rău cu Șimleu, pentru că am avut ocazii și nu am reușit să avem puțin noroc în unele situații, dar totuși trebuie să avem, ascuns o altă față în următoarele meciuri. S-au venit băieții spunând că își doresc promovarea în acest sezon? Eu mă bucur când aud aceste lucrurile acestea, că băieții își doresc promovarea și eu doresc cu echipa mea să joc la un nivel mai superior, nu? În Liga 1. Dar am spus că acest proiect care îl avem, nu-l putem realiza în două sau în trei etape sau anul acesta. Am spus că e un proiect pe 2 ani. Sigur că pe parcursul unui campionat apar momente mai puțin bune, cum a fost acest început de campionat, care am debutat cu dreptul, dar nu am continuat. Și vorbeam totodată că e nevoie de foarte multă constanță în rezultate și în joc. Iar acum suntem într-un moment în care ne-am dat seama că totuși unii dintre jucători trebuie să dea mai mult, așa cum o dădeau anul trecut. Eu am încredere în continuare că ne vom reveni, pentru că și anul trecut am avut momente mai puțin bune, când am pierdut 2-3 meciuri la rând și după aceea am revenit și ne-am îndeplinit obiectivul. Și ce fere Cluj a plecat în genunchi din campionat și s-a spus acum în Liga? Da, am văzut, mă bucur pentru ei, mă bucur pentru că Sorin Fârțu, antrenorul care m-a debutat pe mine în divizia, a debutat și el cu o victorie Champions League și le urez baftă continuă. Nu s-a vorbit. Un meci frumos a fost aseară, un meci frumos în care ambele echipe au jucat și până la urmă au fost importante cele 3 puncte. În Champions League s-a dat puncte pentru că îți dau încredere și era un meci acasă pe care nu vreau să-l pierde, și au reușit la acest lucru. Tu știi forța Elveției, nu ai jucat în capetă Elveția. Te-a surprins Baselul la care l-a jucat? Nu, pentru că am jucat de multe ori cu Basel și chiar contra unul jucător care în momentul ăla erau la Basel și încă mai sunt și... Ca cine? Care e? Pugăl? Strelă? Frai, care nu juca atunci la Basel, dar juca la Luzern, a fost plecat aceea la Stuttgart, la Dortmund. Dar tot timpul și cu Sancal și cu Grasshopper, echipele care am jucat. Când jucam la Basel, erau meciuri tari, meciuri frumoase, tot timpul se terminau 3-2, 3-3 sau multe goluri. Erau tot timpul se juca. Și să vedeți că acolo la Basel au o atmosferă foarte frumoasă, stadionul lor. Au fani și suporte foarte, foarte răi. Meciul de cupă jucat pe Oblemencul, veți antrena acolo sau? Da, eu cred că ne putem antrena acolo, pentru că și anul trecut Adrian ne-a pus la dispoziție stadionul, ne-a pus la dispoziție și de antrenament și nu numai de joc. Și sper să putem face măcar un antrenament înainte de joc oficial. Ar fi bine, cred. Va fi încurajat să putem face și un antrenament înainte. Va fi încurajat. Nu cred că va fi intrarea liberă, nu știu, a rămas, astăzi se vor decide câte bilete se vor face, dacă, ce știu eu, că nu va fi intrarea liberă, dar oricum va fi un preț mic, pentru că nu ăsta e, neapărat ne gândim acum să, pe plan financiar e mai puțin important, dar v-am spus, cred că nu vor fi intrarea gratis, dar un preț, nu știu, tot va fi.